Dragile mele, astăzi vom vorbi despre cum se face un top sau bustier, cum vreți voi să-i spuneți. Am aici un modeluț, dar noi nu o să-l facem așa, o să-l facem mai simplu. Asta e cupă mică pentru cupa A, da? Are lungimea de 15 cm și lățimea aici de 17, da? Noi o să facem cupa B, un model mai simplu. Avem aici alize Diva Baby, da? Așa. Croșetă de 3, alize Diva Baby pe care i-am pus-o în două, da? Firul e destul de subțire. Și chiar dacă l-aș lucra într-una, s-ar face cu găurele, indiferent cu cât de subțire croșeta aș face. Forfecă, un ac, să-l folosim la final. Centimetru, bineînțeles, că o să trebuiască să măsurăm cupa. Să-i dăm drumul atunci. Pentru cupa B o să punem la firele care le am eu, la diametrul pe care l-am, 13 unghiuri, da? Deci începem cu 13 unghiuri. 1, 2, 3, 4, 5. Se lumina. Șase, șapte, opt, nouă, zece, unsprezece, doisprezece, treisprezece. Deci voi puteți să faceți pentru cupa D, să zicem, puneți 15-16 ochiuri pentru cupa, în funcție și de grosimea firului. Oricum, pentru bustierele astea de vară nu merge să faceți cu fir mai gros, pentru că chiar am văzut pe internet, am văzut niște modele făcute de niște brazilieni sau nu știu ce, erau, vai, din niște fire groase, vai, de capul meu, deci foarte groase, nu merge. Deci, oricum, cam așa vă trebuie dimensiunea firului să fie. Și vă spuneam, dacă vreți să faceți pentru sân mai mare, măriți, deci eu am pus 13, măriți câte 2-3 ochiuri deci la cupa C, puneți 15 ochiuri la cupa D, 17, da? Și faceți lungimea la fel și lățime cu câte 2-3 cm diferență, da? Se poate și măsura. Introducem croșeta în al doilea ochi, da? Și facem primul rând. Cu piciorușe scurte, da? Mi-am gândit să vă fac tutorial la asta pentru că vine vara și se caută. Se poate face și mai eu. Dacă aveți posibilitate să vă procurați bureți pentru sâni, pentru cupele astea, cu atât mai bine, da? Dacă nu, dacă lucrați strâns și nici nu e nevoie, mai ales pentru fetele cu sânii mici, nici nu e nevoie, da? Bun, deci am ajuns aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da? 10 și cu 1, 11 din capăt. Deci am pus 13 ochiuri, da? Bun. Ne întoarcem, facem un ochi de lanț și ne întoarcem. Întotdeauna introduceți în primul ochi, da? Întotdeauna. Că altfel nu vă mai iese partea dreaptă aici, da? Nu mai iese o de porțiunea asta egală de jos, da? O să vă iasă, uite, vezi? O să vă iasă cu totul aiurea. Da?
Deci tot timpul urmăriți rândurile astea. Să fie primul ochi totdeauna trebuie lucrat, da? Ok? Și continuăm cu piciorușe scurte. Ce mult îmi place roșul ăsta. Știu că domnișoarele iubesc mai mult negru, alb, dar se poartă și culorile aprinse. Acum ați văzut, se poartă tot ce e floral. Eu sunt destul de în vârstă și iubesc culorile, tot ce e colorat. Nu-mi place negrul. Bine, are și negrul rostului, dar nu iubesc așa culorile. De fapt, negru nici nu-i culoare. Prefer culori cât mai aprinse. Bun. Am ajuns aici, da? Ia să mai numărăm o dată. Deci, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Suntem în punctul din capăt 12, da? Unde în al 12-lea ochi punem încă două ochiuri, da? 1, 2, ok? Și ne întoarcem pe partea cealaltă cu aceleași piciorușe simple. Ok? Deci aici în capăt am făcut trei ochi în același loc ca să se formeze cupa, da? Ne-am înțeles? Ok. Acum ajungem în marginea de pornire. Da? Pe care am zis că trebuie să o respectăm. Sub forma aceasta. Și încă unul. Da? Ca să ținem sub control, da? Suprafața asta dreaptă, bine? Un ochi de lanț și ne întoarcem. Vedeți? Deja se formează. Iarăși introducem în primul ochi, da? Acum, după primele două, trei rânduri, e mult mai ușor de lucrat, vedeți? Foarte frumos roșu ăsta. O să vă arăt cupele cum se fac, după aceea cum se îmbină ele două. Uitați, aici am ajuns în capăt, da? În capăt, 1, da? 2, ok? 3, 3, da? Și continuăm pe partea dreaptă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Încă un ochi. Mai departe. Punem în primul ochi, da? 2, 3,
4, 5, 6, 7, 10. Deja vedeți, am crescut, da? La fiecare creștere, pardon, apare câte un ochi. Un plus, da? Unul într-o parte, unul într-o parte, da? Și acum am ajuns în capăt. Iarăși trei ochiuri. Unu. Doi. Trei. Ok? Și continuăm. 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12. Vezi, avem 12 ca și pe cealaltă parte. Un ochi de lanț. Acum, normal, trebuie să ieșim cu 13 în capăt. Da? Exact cum v-am spus, a crescut un ochi, da? Și aici, iarăși, intrăm cu 3, da? 1, 2, 3, da? Ia uitați cum se formează. Se și vede care e față, care e spatele, da? Ok? Asta e dosul, da? Și asta e fața locului. Vedeți? Partea asta trebuie să fie dreaptă. Da? Și se formează frumos cupa noastră. Ne-am înțeles? Fetelor, e foarte simplu. Totul este să țineți sub control marginea și vârful ăsta, da? De trei ochiuri în același loc, ok? Că altfel nu ne iese. Și muncim degeaba. Dar stați liniștite că și eu când am învățat prima oară, am mai spus și eu, strici că asta este, n-ai ce să faci. Omul din greșeli învață și nu s-a născut nimeni învățat, v-am spus. Mă bucur că v-ați abonat în număr destul de mare la canalul meu și pentru asta vă mulțumesc. Primesc o grămadă de cereri de prietenie și mă repet, atât sunt de întristată când văd că sunt oameni serioși, fete, femei neserioase care pur și simplu intră în niște discuții. Te, de exemplu, îți cere prietenie, accepti. Și în secunda următoare te sună. Te sună cu cameră pe Facebook. Pentru ce? Nu știu. Sau te întreabă, bună, ce faci? Păi, dar ce pot să fac? Muncesc, frate. Eu sunt din Galați, tu de unde ești? Eu sunt măritată, păi, dar eu n-am timp de discuții de genul ăsta.
Eu n-am timp de legat prietenii din astea cu oricine care nu cunosc. Trei. Și eu sunt prietenoasă de fel, după cum vedeți că eu vorbesc mult. Dar credeți-mă că sunt niște tertipuri care pur și simplu mă dezgustă, dezgustă. Așa cum sunt unele femei amabile, drăguțe și delicate și îți văd de treaba lor și îți mulțumesc chiar pentru că le dai un simplu accept. Dar unele, Dumnezeu, ți-e și frică să mai ții și frică să mi-e frică să mai apăs pe acceptă pe bune. Mi-e frică. Se ascund bărbați în nume de femei. Eu sunt femeie la 60 de ani. Trebuie mie chestii de genul ăsta. Dar asta este ce să facem. Pădure fără uscături nu se poate și încerc să nu bag în seamă. Și de asta vă spuneam, foarte multe cereri de prietenie, dar accept, accept, pentru că vreau să cred că 90 și măcar 8% din cele care, pe cărora v-am acceptat cererea de prietenie, sunteți serioase și cu bun simț. Și nu, Doamne ferește, nu vă oblig eu să vă abonați dacă sunteți pe Facebook-ul meu sau dacă urmăriți doar canalul și nu sunteți abonate, nu cerșesc chestia asta ferească sfântul, numai dacă sunteți dornice să vă sune clopoțelul când s-a apăsat, să nu uitați să apăsați pe clopoțelul ăla când apar noutăți, pentru că v-am spus eu să încerc să pun în fiecare zi câte ceva nou. În fiecare zi, în fiecare săptămână, pardon. Pentru că o să am și, v-am spus, și alte activități pentru YouTube. L-am gătit și când o să dea Dumnezeu să plecăm la călătorii. Tot sperăm, trăim cu speranța. Și de asta zic, e bine dacă vă abonați. O să vedeți totdeauna când apare o filmare nouă de la mine. Cel puțin săptămâna asta mai în fiecare zi. Dacă nu pun ceva de croșetat, pun un video dintr-o călătorie și tot aveți cu ce să vă clătiți ochii înainte de somn. Cum fac eu seara, deci ai așa o delectare când măcar să vedem și noi în filmări mari, mai ales că eu sunt de la Eforiesul de la Mare, pentru fetele care nu știu, abia aștept să merg. Anul trecut, pe vremea asta, eram deja sătură de soare și de mare, că așa de cald a fost anul trecut. Mă așteaptă copiii mei acolo. Ne ajută Dumnezeu și o să plecăm. O să-mi fie doar de croșetă, dar, ca așa pățesc mereu, dar nici acolo nu mă potolesc în vacanțe. Cum vă spuneam, nu, mai croșetez ceva pentru nepoțel, pentru nepoțică. Se găsește timp, stând la soare. Că ăsta e ca un microb, dacă intră în sânge, cum mi-a intrat mie de mică, nu prea poți să te lași de el. Așa este. Da, mai dragile mele, deci eu cred că o să mă opresc aici cu filmatul, pentru că deja cred că mă certați pentru umbrele astea care se văd pe filmare. Iar v-am zis că nu sunt chiar o profesionistă. Și o să ne vedem în următorul video, unde o să vă arăt o să vă arăt uite cum fac eu marginuța asta ca să fie dantelat așa frumos, vedeți? Și cum o să le îmbin, da? Deci până atunci dați-i bătaie cu ce vă învăț eu aici.
Da, o să iasă frumos. Roșul ăsta mă topesc după el, da? Și sper că ați înțeles. Deci, la fiecare rând, în capăt aici, creșteți trei, da? Deja se formează găurelele. Dați că pe bleu ăsta se vede mai bine. Da? Ia uitați. Se formează găurelele astea de crescut, da? Să păstrați linia. Ok? Și când ajungeți la dimensiunea dorită, dacă faceți pentru voi, măsurați pe sânul vostru, pur și simplu, da? Puneți cupa pe sân, atunci vă opriți. Dar, v-am spus, asta este valabil pentru cupa A. Da? 15 cm lungime, așa, și 17, așa, da? Pentru cupa B ce facem noi aici o să fie câte 2 cm diferență, da? Bine, fetelor, atunci eu vă las. Ne vedem curând cu continuarea tutorialului. Nu uitați să vă abonați Mihalcea Paul la YouTube și să ne auzim cu bine. Toate cele bune!